Vă salut, fraților, și bine v-am găsit la un nou clip cu Tiger Ghost. Eu sunt Tiger și înainte de toate vreau să vă rog să nu uitați să apăsați acel mic buton de subscribe pentru că ne apropiem de 2300 de abonați și vă mulțumesc enorm. Și hai să vedem, poate facem și 200 de like-uri la clipul ăsta. În acest episod vreau să încerc să fac un rubin legendar. Ia să-i dăm și noi aici la clar văzătoare. Uite, vei avea noroc azi. Bă. Hai că e frumos. E frumos și cineva că mi zicea că dacă scrie că ai noroc, îți arată aici șanse de Yang. Bă, nu știu cum să vă zic, dar mie nu-mi arată niciun pic de Yang acum și am avut noroc azi. Cât am încercat să scap de jocul ăsta, acum trebuie le-am zis că vând tot ce nu mai vine aici și... E, așa am zis. Mă uit puțin la tine și revin. Te pup, Cezariule, te pup. E... Și eu am zis că mă las de multe ori. Nu știu, mă, Meti nu are ceva mâncare pur și simplu să te atragă la el. N-ai cum să te lași total de el. Hai să vedem, mă. Bă, prima oară hai să-i dăm aici la diamante. Să vedem, poate facem ceva. Ia uite, am făcut un tăi. Bă, am mers la tăiate până acum ca lumea. Sincer. Ia să vedem, poate facem și eu un antic la altceva, pentru că am ceva alchimie pe aici. Ok, se pare că safirele n-au fost de partea noastră azi. Ia să vedem. Ok. Bun, deci am la diamantul șansă. Eșuat. Bă, și aveam... Of, bă, ce urât. Eșuat și jadul și onyx-ul. A mers Onyx-ul, ia să vedem și cumva a mers Onyx antic, bun. Și acum, fă-ul lor, Rubino. Păi, de viața mea, ieșua Rubino ăsta, băi. Urât așa, bă, și mă scăpa puțin din sărăcie. Că nu mai am niciodată de mult Yang Cash. Dar ce să facem, hai că mergem și noi puțin la farmat. Băgăm aici pădurea roșie să mai luăm și noi câteva mânuși pentru că am nevoie pentru subcaracterele de ciob. Și by the way farmez mânuși în continuare fraților la 4 caca bucata. Dacă vreți am lăsat mesaj pe joc. Alchimia asta ar trebui să o mai fac și eu. Băi ce mă oftic a ieșuat rubinul ăsta mă. Ceva noroc. Babo. Nu mai zic nimic. De fapt nu că ceva noroc. Direct noroc. Salut, sal. N-ai mă cum așa ceva, baba asta îmi dă gher la totală. By the way, vând în continuare petul acesta 69 de zile în viață. 21 de zile mai are, cred că are 24 de zile dacă nu mă înșel. Te cred, da. Ai reușit trupe? Nu. N-am reușit trupe, fraților, cu fără Cupidon. Sincer să fiu, nu știu... Nu știu unde se dropează. Am făcut o travita aia. Bun. Cam 8-9 ani cu 37 medie. Bă, hai să schimbăm și noi CH-ul să vedem dacă mă găsim vreun metin pe aici. Băi, ce moftic la rubinul ăsta. Ah, n-aveți idee. Că nici nu eram așa de bine pe bani acum. Pentru că am cumpărat setul acela de War Forță. By the way, dacă nu l-ați văzut... Și abanoșii cu 15 sabii și restul aveți aveți pe canal ultimul clip cu cel mai bun set de 1v1. Băi, chiar am investit foarte mult. Deci am investit mult suflet, mă, în Suralou pe care tocmai l-am făcut. Și chiar era o greșeală dacă voiam să vând contul. Pentru că știți că am vrut la un moment dat să vând contul. Am primit ceva oferte, într-adevăr, și mi-am dat seama. Băi, stai mă, că eu dacă vând Suralou ăsta va trebui să continui pe Taker. Și atunci aveam nivel 61. Și nu era mă deloc ce trebuia, adică pur și simplu eu mai aveam doar un subcaracter, adică un subcaracter, un caracter pe care puteam să fac videoclipuri. Investisem foarte mult timp în Sura, îi făcusem câteva iteme deja frumoase, terminasem o pagină de alchimie și să-l vând așa, băi nu, chiar nu merita și mă bucur sincer pentru că am mai trecut o lună și am reușit să fac pagina de mitică full. Cu safirul strălucitor pe care eu l-am făcut full.
Am făcut roși de abanoș 10-15, brățări, forță, scut, forță, coif, forță și... Na, pur și simplu, băi, altceva. Mi-a venit azi tastatura. Mai trebuie să mai vină placa aia video și placa de bază și după aia o să-i dăm tare pe live-uri. O să dau nivel 90 pe Taker în curând. Vreau să-i fac geul la aură. Mai trebuie, dacă nu mă înșel, încă 6 cărți până la M9, dar o să fac tot posibil să fac geul la aură. Prima dată o să-mi termin alchimia legendară pe oară. Safirul, sincer, nici nu știu dacă are rost să mă complic cu el să îl fac plus 4, poate îl pun doar pentru bonusul ăla de la alchimie. Și o să vreau să farmez puțin în mapa beta, mă rog, în mapele beta, pentru că nici am înțeles acolo să fac banii mult mai bine decât ce aș face eu în pădure. Eu în pădure fac undeva la 60-70 kk pe oră. În contextul în care eu nu iau itemele de pe jos. Dar na, bă, m-a omorât cineva pe sura, mă. Of. Nebune ăștia, mă. De-abia aștept evenimentul ăla PvP. Să văd și eu, într-adevăr, ce poate sura-o. Și m-a întrebat cineva dacă cu aditive, dacă fără aditiv mie îmi intră bonusurile. Băi, să vă zic că în felul următor, eu am băgat, mă rog, și bag în fiecare zi doar cu marca site, cu 20% șansă. Și am 6 iteme în fiecare zi, la 6-7. 6-5 depinde, pentru că acum am mai făcut de bine de rău, am făcut marea majoritate a itemelor cu 6-7. Bine, pe dracu marea majoritate, că mai am câteva, dar în fine. Și cam din 6 iteme pe zi, băi, unul iese. Am avut și 2 zile la rând în care să nu-mi iasă niciunul fără aditivi, dar culmea și cu aditivii aia puternici tot eșuează, mă, pentru că am încercat o singură dată, mi-a dat un băiat un cont, a zis că el nu se mai joacă și avea niște aditivi puternici. Și am zis, băi, hai să încerc o dată cu aditivii ăștia și cu 70% șansă nu a mers să intre 6-7-le. Așa că, pur și simplu, eu dau 190 de MD-uri pentru 10 aditivi, dacă nu mă înșel, cred că 19 MD-uri sunt, și eșuează și ce fac? Adică, decât să dau 190 de MD-uri, mai bine aștept la 24 de ore și încerc de 5 ori, pentru că gândindu-te logic, ai 20% șansă, dacă încerci de 5 ori, ai 100% șansă. Deci de 5 ori ar trebui să-ți intre măcar un bonus, zic și eu. Bine, adevărul e că brățările mele sunt total împotriva ce am spus eu acum. Pentru că am încercat, mă rog, încerc de vreo o săptămână pe brățara cu 5-15 să-mi intre ceva degeaba, iar pe brățara cu 10-10-10 nici atât. Adică, nu știu ce să zic. Ia uite, bă, ia să bat și eu copacul ăsta, că nici nu știu ce dă. Ia să bag eu frumos ăsta. Din ce am înțeles, unul, văruțul, ceva de genul, a postat cineva un clip cu o țeapă, mi-a dat și mie un abonat mesaj și mi-a zis să mă uit la el, bă, Panara, mă rog, de tot, că să bați copacul și să-i dai sânge copacului ăsta. Păi ce dracu să-l bați, mă, ce dracu să-i dai sânge copacului ăsta, că îl bat eu acum cu 5K și am iteme mediocre, adică o otrăvită cu 38, talisman de foc, nici măcar de pământ, armură cu 15 valoare atac, 3 daune, coiful ăsta cu 10 fulger, 10 diavol, scut cu imun 12 putere, 6 diavol, ăsta e foarte frumos. Brățară cu 5 daune care mă ajută, atâta tot, în scolier de cupru cu 1,58 blocare, asta e frumos, rău de tot, sincer. Vreau să mă apuc forță de setul de V4, mai trebuie o brățară cu fulger și talisman cu fulger am deja, plus 1. Scutul ăsta cred că e ok cu 6 diavol și imun, pentru că nu am costum aură pe acest caracter. Ia să văd momentan cât am fulger, cât aș avea, cred că am 10 fulger dacă nu mă înșel la momentul de față. Ia să vedem unde sunt apare cu sabia, pomnal, puterea fulgerului, rezistență fulger 21, deci dar de unde am eu 21 fulger? Deci am 10 de aici, 10 aici și înseamnă că mai am, și 1% de pe cupru. Deci 21 aș mai pune papuci, uite, am înțeles, n-a dat nimic. Și Yang-ul, Yang dă ceva, ceva, dar nu e chiar ce trebuie. Ar mai veni papucii cu încă 10 fulger, deci înseamnă 31 fulger. Armura cu fulger ar însemna încă
50 fulgeri, cred că aș avea, o brățară cu 10 fulgeri, 60 fulgeri, plus costumele cu 15 fulgeri, 15 fulgeri, cred că aș ajunge undeva la, să nu mă înșel, 90 fulgeri. Și diavol aș avea 6, 16, 20 după cercei. Și 36 și undeva la 60 diavol, cred, ca să avea per total. Mamă, dar nu niciun meteor, mă, în pădure la ora asta și totuși este 3 și 53 când filmez, adică filmez și eu videoclipul ăsta și o să mă bag după să mai filmez încă un clip cu contul cuiva de pe Țara Românească, contul acela care era la vânzare, dar băiatul a făcut o zodiacă extraordinară, adică a băgat niște bănuți în schimbă, destul de puțin, părerea mea, pentru și a prins pop zodiacă. Fai de viața mea, deci e medie peste 45 plus, atâta vă zic, și mai are bonusuri bune, bune rău de tot pe lângă. Și o să fac un clip cu ea și o să vă arăt cel mai bun, bă, nu știu dacă chiar cel mai bun, dar printre cele mai bune conturi de farmat la nivelul 105. Deci are omul un damage senzațional și pur și simplu l-a cucerit. Aoleu, am pus pauză că am strontat COVID-ul ăsta. Nu te lasă, mă, frate, și cu vaccinul degeaba. A, uite, mă, metin aici frumos de 90. Ia să-i băgăm noi tare. Să vedem ce damage putem să dăm. Ok. Și ia, stai, că n-am pus mistrețul. Și cât dăm? 3.7, 3.9. Băi, ia să băgăm și eu energie, să vedem. La energie de 7, hai mă, că băgăm și eu energie de 7. Și ajunge la 8, ca mama am pus top ca acolo, băi, e bine, rău de tot, deci chiar e bine. La 8 ca mă bucur, sincer, de stadiu, de fapt de apogeul la care a ajuns contul în momentul de față. Sincer să fiu, am un singur regret, faptul că, de fapt, nu neapărat că e regret, pentru că era ceva pe care mi l-am dorit de mult timp, abonoșia cu 10 așa și 15 sabie, doar că a trebuit să vând rubinul acela full PVM, clar, ca eu să-mi cumpăr abanoș și mă rog, mi-am mai cumpărat eu FMS-ul, acela cu PC22, 2 semi, dar o să-mi trebuiască în curând și alchimia mitică pe OR, pentru că vreau să mă bag și eu la AML, la restul, frate, adică să fac și eu niște boși, pentru că am văzut că vă plac, bă, foarte mult episoadele în care deschidem cufere și, bă, pur și simplu, sincer să fiu cu voi, mă uit și eu la videoclipurile mele când deschid cufere și îmi plac și mie mult, mă, adică e chestia aia, mă, că se riscă cineva și, bă, e șmecherie, chiar e șmecherie. Ia să vedem. Bă, dacă mi-ar pica o mănușă, ar fi perfect, pentru că și așa nu prea mai am aici, mai am o mănușă, două, astea au 30 de minute. Da, mai am câteva mănuși oricum, dar cel mai bine să-mi fac un caracter cu full mănuși, pentru orice eventualitate, ca apoi să nu mai trebuiască să farmez deloc. Mănuși oricum, în setul de, în beta, o să-mi trebuiască seturi pentru fiecare element, din ce am înțeles, rezistență pământ, nu știu de unde să fac rost în afară de talisman. Și, na, o să fie o investiție ca lumea, dar acum că am terminat suraul în proporție de 90%, pentru că mai ar trebui să fac doar ultimul P, chiar n-am nimic de comentat. Ia să vedem cartea lovitură întunecată, Manti, văzut și un bless pe aici, uite, mănușile tălharului, bun. Și bless n-a picat. N-a picat, m-a bles. În orice caz, bun, fraților, cam asta a fost cu clipul de azi. Eu am fost Taker și până data viitoare, noi să ne auzim cu bine, vă pup și vă iubesc. Ceau!